Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Sunt Carolina Voin. Iată care sunt titlurile ediției. Tremurăm de frig, pur și simplu, aia facem. Acum de sărbători, cea mai mare bucurie de Moș Crăciun. Fără apă caldă și căldură, în plină iarnă, sute de familii din Timișoara îngheață de 3 zile în case din cauza unei afecțiuni la magistrala de termoficare la care sunt racordați. Moartea unuia dintre cei mai influenți membri ai comunității rome din Timișoara a marcat întreaga Timișoară, însă în mod diferit. În timp ce rudele jeleau, timișorenii au răbdat zeci de minute blocați în trafic. Binecunoscutul oracol care ne-a marcat copilăria poate deveni istorie. Câțiva elevi au lansat la Timișoara varianta digitală pe Facebook. Sute de familii care locuiesc în calea Girocului din Timișoara au rămas în plină iarnă, fără apă caldă și căldură. De sâmbătă oamenii stau în frig, îngheață în case, nu pentru că au restanțe la întreținere, ci pentru că magistrala de termoficare la care sunt racordați a cedat. Timișorenii care locuiesc în blocurile afectate nu au reușit să afle nici până azi când se va remedia problema și dacă vor fi despăgubiți. Fără încălzire și doar cu apă rece la robinete. Așa și-au petrecut sfârșitul de săptămână timișorenii care locuiesc pe străzile Drubeta, Lidia, Ștefan Stâncă și Vălenii de Munte din calea Girocului. Muncitorii Colterm nu au reușit să-i dea de cap avariei apărute la punctul termic care asigură furnizarea căldurii în zonă, așa că de 3 zile oamenii au parte de același confort. De 3-4 zile nu avem nici apă, nici căldură. Tremurăm de frig, pur și simplu, aia facem. Acum de sărbători, cea mai mare bucurie de Moș Crăciun. Noroc cu aerotermele și caloriferele electrice. Doar că se întreabă oamenii acum cine le va plăti factura la energia electrică. Mai ales că nu e prima dată când îngheață în case din cauza avariilor de la magistrala de termoficare. Aici în fiecare an se sparg conductele și tot degeaba. Autoritățile nu au încă o veste bună pentru consumatorii afectați. Este greu de estimat la ora asta în funcție de ce găsesc acolo. Am înțeles că se sapă, se caută unde este mai exact avaria localizată. După ce au simțit pe propria piele cum e să trăiești fără căldură și apă caldă, timișorenii pățiți spun că au de gând să renunțe la serviciile societății de termoficare și să își monteze centrale termice proprii. La o zi de la deschiderea circulației pe autostrada Timișoara-Arad s-a și produs un accident de circulație. Un șofer de 28 de ani a ieșit de pe carosabil și s-a oprit într-un șanț adânc de câțiva metri. Accidentul s-a petrecut duminică noaptea la doar câțiva kilometri de Arad. Șoferul circula cu viteză înspre Timișoara, a pierdut controlul volanului și în lipsa parapeților de pe marginea drumului a ajuns în șanț. Echipele de intervenție s-au chinuit mai bine de jumătate de oră să îl scoate pe șofer dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Bărbatul a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean din Arad. Autostrada Timișoara-Arad a fost inaugurată sâmbătă cu mare fast, cu toate că muncitorii mai au de lucru. Deocamdată șoferii pot apăsa pedala de accelerație, întrucât biroul autostrăzi din localitatea Șagu nu este încă funcțional. Singurele echipaje care intervin pe autostradă sunt cele ale serviciilor Poliției Rutiere din Timiș și Arad, însă doar atunci când există polițiști disponibili. Consiliul Județean Timiș și-a depășit propriul record. Anul acesta a reușit asfaltarea aproape 200 de kilometri de drumuri județene, adică puțin peste 17% din totalul de 1120 de kilometri de șosele din Arad. Cât au investit aleșii timișeni în infrastructura rutieră, ne spune acum colega mea Caterina Ledrăr. Bună seara, Caterina! Bună seara, Carolina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Anul acesta, Consiliul Județean Timiș a investit peste 85 de milioane de lei în reabilitarea sau construirea 190 de kilometri de drumuri județene, cu 50 de kilometri mai mult față de anul trecut, se laudă aleșii. Cea mai mare investiție o reprezintă varianta de ocolire a orașului Buziaș. Pentru 4,3 kilometri, CJT a alocat 14 milioane de lei. O altă investiție importantă este reabilitarea drumului județean care leagă orașul Buziaș de municipiul Lugoj. Aici încă se lucrează, lucrările vor fi terminate abia în primăvară anului viitor, dar pot să vă spun că pentru 30 de kilometri de drum, CJT a alocat peste 42 de milioane de lei. Atât despre acest subiect, Carolina. Mulțumim, Caterina! Doamne ajută, direct din aeroport! De acum, pasagerii evlavioși care trec prin aeroportul internațional din Timișoara pot comunica cu divinitatea într-un loc special amenajat. Vorbim despre un lăcaș de cult în toată regula pe care conducerea aerogării l-a deschis chiar lângă unul dintre terminale. Să avem un zbor lin sau să ajungem în siguranță la destinație. Acestea ar putea fi câteva dintre rugăciunile pe care pasagerii curselor de pe aeroportul timișorean le pot spune în Biserica Aerogării. Împreună cu doi preoți de suflet și câțiva oameni de bine, ca să zic așa, și în urma acestor donații ne-am reușit să amenajăm la un minim
necesar, un strict necesar de funcționarea acestui loc de rugăciune. Mica biserică de lângă terminalul aeroportului nu rezolvă problemele cu care se confruntă aerogara. Pista existentă, de unde au decolat și aterizat 1.200.000 de călători numai anul acesta, trebuie refăcută încă de la începutul lui 2011. Investiția se amână pe anul viitor. Încercăm să ne folosim de toate posibilitățile și când zic asta, zic bani de la minister, zic surse atrase, zic parteneriate publice-private. Tot de anul viitor, Aeroportul Internațional Timișoara va avea și o pistă nouă. Ea va permite aterizarea și decolarea transporturilor de mare tonaj. David Hasselhoff, vedeta Baywatch, inspiră tot mai mulți timișoreni fără loc de muncă. Vede mai târziu un jurnal cum îi vor ajuta pe bănățeni viitorii salvamari după absolvirea cursurilor de calificare. Moartea unuia dintre cei mai influenți membri ai comunității rome din Timișoara a ajuns să marcheze întreg orașul. În timp ce zeci de rude s-au strâns din toate colțurile lumii să îl jelească, timișorenii au asistat înmărmuriți la procesiune blocați în trafic. Au avut ce să vadă, pentru că, așa cum ne-au obișnuit, romii și-au etalat bogăția și cu această ocazie. De la prima ora dimineții, casa în care a trăit Raca Cârpaci, liderul romilor din Timișoara, a fost acoperită cu mătase naturală, iar pe mașini rudele au atârnat zeci de coroane uriașe de trandafiri albi și roșii. Familia a ales să-i cumpere un sicriu de 18.000 de euro, care a fost brodat cu o foiță de aur. Toată suflarea comunității a venit să își a rămas bun. Era un om de valoare mai mare, ne-a costat un pic mai mult. Sicriul este adevărat că e cu fir de aur? Este Versace, făcut la comandă, la Casa de Modi. În Germania. Suntem oameni veniți din America, din Franța, din Germania, din toată lumea, din Paris. Eu fac parte din Paris. Înmormântarea fastoasă le-a dat de lucru și polițiștilor. Oamenii legii au anticipat că întreaga procesiune va ajunge să încurce traficul din oraș, astfel că mai multe detașamente de poliție au supravegheat coloana funerară. În timp ce rudele l-au plâns pe Raca Cârpaci, zeci de timișoreni au asistat fără voie la întreaga procesiune. Au rămas blocați în trafic mai bine de jumătate de oră din cauza coloanei funerare. Deja am sunat la poliție, este inadmisibil ce se întâmplă. Nu se, nici la, când a murit Teoctis nu s-a întâmplat chestia asta. Cineva când moare, să blocăm tot orașul. Păi, cred că 20 de minute, o jumătate de oră, cel puțin. Și acum sunt chiar mai mult. Au blocat toate mașinile și toată circulația. Înțeleg că este mormântare, dar noi, dacă ne-am fi permis românii să facem așa ceva... Coloana funerară a fost însoțită și de fanfară. Muzica a răsunat în jumătate din oraș. După 3 ore de procesiune, sicriul de aur a fost depus într-un cimitir situat la marginea Timișoarei. Rudele lor vor să ridice în viitor și un cavou impunător pentru cel care a fost liderul romilor. Azi șomer, mâine David Hasselhoff. Scenele din celebrul serial Baywatch vor putea fi văzute în cel mai scurt timp și la Timișoara. Mai mulți tineri fără un loc de muncă și-au luat inima în dinți și s-au înscris la cursuri de calificare pentru meseria de salvamar și scafandru. Cum orașul nu are deschidere la mare, iar ștrandurile sunt prea puține, salvamarii speră să își găsească de lucru peste graniță. El este Lucian Micu, are 19 ani și după 2 luni de cursuri poate fi numit David Hasselhoff de Timișoara. Nu are aceeași înălțime și nici musculatura salvamarului american, dar știe că poate face față provocărilor dintre valuri. S-a specializat pe bani europeni la Marea Neagră și a învățat rapid cum trebuie salvați turiștii și cum să acorde primul ajutor. Prima dată n-am luat-o foarte în serios, am luat-o mai mult ca o joacă, ca... ceva în genul ăsta și apoi când am ajuns acolo și am văzut cât de serios e și că vom primi o diplomă internațională, am zis, wow, e serios și chiar e super. Deja am găsit o oportunitate în Spania sau în State. Lucian și-a convins și fratele mai mare să se înscrie la cursurile gratuite, mai ales că meseria e la mare căutare peste granițe. Laurențiu are și un plus, a practicat canotajul și nu este frică de apă. Alături de cei doi frați, în ultima lună, alte 120 de persoane au aplicat în speranța că vor ajunge salvamari sau scafandri. Am fost sportiv, am practicat sporturi nautice, acum mă antrenez într-o disciplină nautică și mă simt bine și în bazin și
cred că mă voi simți foarte bine și ca salvamar. Doar 6 timișoreni, toți șomeri, au absolvit însă cursul. Pe lângă cazare și masă asigurate pe litoral, viitorii salvamari sunt plătiți cu 900 de lei pentru fiecare lună pe care și-o petrec la curs. A fost foarte multe persoane care s-au înscris, tineri care au terminat liceul și nu au promovat bacalaureatul, persoane care și-au pierdut locurile de muncă în urma restructurărilor, persoane care își caută de foarte mult timp un loc de muncă. Până să-și găsească de lucru în Timișoara, tinerii scafandri nu pot decât să se uite emoționați la serialul Baywatch și să spere pentru la vară la un job peste graniță. Anii trecuți, un salvamar câștiga în străinătate chiar și 2500 de euro pe lună. Dacă ai 12 ani și vrei să afli câte un secret al colegului de școală, transformi un caiet dictando într-un oracol. Chiar dacă metoda apare demodată, aflați că se practică și printre adolescenți. Cei de peste 18 ani care au curiozități din gimnaziu au creat caiete de amintiri pe Facebook. La Timișoara există mai bine de 450 de oracole în variantă digitală, toate create de liceeni. Uite, la Bianca îi place de smiley. Da. Mie? Da, uite aici. Ba da. Generația Oracol nu a dispărut. Fetele și băieții se tachinează și astăzi cu întrebări și răspunsuri în caietelele transformate în mozaic sentimental. Bianca, Maia, Denisa și Delia se distrează copios pe seama secretelor delicioase pe care le află din oracolele clasice. De cine îți place? Verișorul meu, Denis, mi-a scris că îi place de Denisa, iar pe Facebook mi-a zis că nu-i place de nimeni. Este foarte interesant, mi-ar plăcea și cred că o să-mi găsesc multe informații despre alți prieteni și copii. De cine le place, ce și-ar dori de ziua lor și ce părere au despre mine. Unii copii, dacă nu vreau să răspundă, puteau schimba persoana dacă nu vreau să jignească așa acea persoană. Curiozitatea dintre colegi nu dispare nici cu trecerea anilor. Uite ce mi-a răspuns Andreea la întrebarea asta. Ha? Doi liceeni care poartă același nume, Alex, au adus oracolul în 2011. Au creat pe Facebook o aplicație modernă care funcționează exact pe principiul caietului de amintiri, doar că secretele sunt divulgate în mediul online. O prietenă de-a noastră nu-și găsea oracolul de amintiri și atunci ne-am gândit că o idee bună pentru ca toată lumea să-și găsească oracolul și să fie la îndemâna oricui e să facem unul pe Facebook, ți-ai creat o carte și de aici poate să înceapă să-și posteze în oracolul lui tot felul de întrebări. Băieții și fetele mari nu se mai rușinează când își pun întrebări în oracolul online. În plus, orice prieten din lista comună poate completa cartea secretelor. Prima întrebare după ce mi-am creat cartea a fost cum m-ai cunoscut sau când ne-am cunoscut. Spre surprinderea mea, majoritatea prietenilor mei și-au amintit chiar cum ne-am cunoscut. Noi ne-am gândit că va fi utilizat în principal de fete. Oracolul online prinde la publicul curios. Într-o singură lună adună mai bine de 450 de utilizatori. De la ora 21, Ionuț Suciu vă așteaptă la o oră de fotbal alb-violet. Bună seara, Ionuț! Ce ne-ai pregătit? Bună seara, Carolina! Bună seara, doamnelor și domnilor! L-avem invitat în această seară pe antrenorul Politehnicii, Vali Velcea, așa că vom avea destul de multe subiecte de dezbătut. În primul rând, vom vedea ce a mers bine și ce a mers mai puțin bine sau chiar rău în acest tur de campionat, plus ce ne așteaptă pentru returul 2011-2012, un retur care sperăm cu toții să o readucă pe Poli în prim planul fotbalului românesc. Toate acestea într-o oră de fotbal alb-violet împreună cu antrenorul Politehnicii Vali Velcea. Ne revedem peste aproximativ 2 ore. Mulțumim, Ionuț. Ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară. Revenim apoi cu știri din sport. BC Timișoara e echipa momentului în basketul românesc. Lei din Banat au învins fosta campioană Asesoft Ploiești și și-au consolidat prima poziție în clasament. Cu un arci în zi mare, timișorenii au reușit prima victorie din istorie pe terenul prahovenilor. Americanul a reușit 24 de puncte și 11 recuperări. De partea cealaltă, fostul component al Elbei, Rade Giambici, a reușit 17 puncte, insuficient însă pentru un succes al echipei sale. Timișoara lui Badnjarevici se află la cel de-al 12-lea succes consecutiv în campionat și are 3 lungimi distanță față de ocupanta locului secund, Gazmetan Mediaș. Lei a o singură înfrângere în ediția actuală a Diviziei A, în etapa a doua pe terenul campioanei Universitatea Cluj. Victorie mare pentru BC Medanzi, o alb-violetele au produs surpriza rundei a 14 și au învins Nova Vita Târgu Mureș după o revenire spectaculoasă.
Oaspetele au condus cu 62-48 înainte de ultimul sfert, dar Timișoara a revenit incredibil cu un parțial de 23-1 și a trecut în avantaj. Finalul a fost pe muchie de cuțit, exact ca la meciul cu Alexandria. Timișoara era în avantaj pe tabelă cu 5 secunde înainte de final. Don't make mistake like last game. We have 5 seconds. I wanna only catch the ball and nothing else. Okay? Not shoot nothing. Alvioletele au răsturnat blestemul finalului de meci și au câștigat cu 78-71. Great victory for us. Victorie importantă pentru noi. Am câștigat cu o echipă mare și sunt foarte mândru de fetele mele. Vreau să le felicit. Toată lumea știe ce s-a întâmplat aici sâmbătă trecută, cum am pierdut jocul acela și a fost o treabă foarte grea pentru mine să ridic nivelul situației de la club la ultimele antrenamente. Au meritat victoria, au reușit niște aruncări mari în ultimele momente. Noi am făcut câteva greșeli, ne-au făcut să plătim, așa se întâmplă în basket. Probabil am luat piciorul de pe accelerație la 12 puncte avans. Nu e o surpriză înfrângerea. Orice echipă poate să învingă orice echipă într-o anumită seară. Cu Stoienescu în forma din sezonul trecut, Danzi obține două puncte vitale în lupta pentru play-off și e pe locul 8 în clasament. Basketbalistele joacă miercuri în deplasare la Poliaș. Cupa de iarnă la fotbal de sală a ajuns la Dumbrăvița. Echipa fostului polist Florin Macavei a câștigat finala în fața lui CFR Timișoara după loviturile de departajare. Din fericire pentru noi a fost un turneu excelent. Leopardii au condus cu 2-0 și se puteau distanța decisiv, dar portarul Miclos Arpad a făcut minuni între buturi. Dumbrăvița a redus din diferență prin Bârsanu, iar Moraru a reușit egalarea la ultima fază a meciului. Miclos a continuat paradele și la loviturile de la 7 metri, astfel că trofeul a ajuns la Dumbrăvița. Am fost rău, toată echipa a fost. Le-am spus că e o șansă pentru fiecare, e un trofeu, indiferent de orice nivel, e binevenit un asemenea succes. Miclos n-a mai reușit să-și păstreze și titlul de cel mai bun portar al turneului, adjudecat de Rus de la adversara CFR. Roman de la Gotlob a fost cel mai bun marcator al cupei de iarnă cu 7 goluri. Mă bucur foarte mult pentru acest titlu, sunt foarte bucuros că și îmi pare rău că n-am ajutat echipa să urce mai sus. Podiumul turneului a fost completat de Timișul Șag, învingătoare în finala mică, scor 8-2 în fața celor de la Sparta Gotlob. CS Timișoara a câștigat prima ediție a Cupei de Iarnă la handbal feminin. Fetele antrenate de Sorin Voicu au trecut în finala turneului de Millennium Belgrad cu 31-25. Timișoara a câștigat și finala mică a turneului prin Universitatea, învingătoare în bătălia pentru locul 3 în fața celor de la Zerka Kikinda. Serbia a dat totuși cea mai bună marcatoare a competiției pe Sandra Filipovic de la Millennium Belgrad. Marilena Smerea de la CS Timișoara a fost declarată cel mai bun portar, în timp ce Gabriela Curtuiuș de la Universitatea Timișoara, cea mai bună tânără jucătoare. Festivalul handbalului bănățean feminin a inclus și jocurile din cadrul memorialului Doina Cojocaru, rezervat junioarelor. Premiul de cel mai bun interstâng, post pe care a evoluat regretata handbalistă, i-a revenit Sandrei Țepurică. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. Tremurăm de frig, pur și simplu aia facem. Acum de sărbători, cea mai mare bucurie de Moș Crăciun. Fără apă caldă și căldură, în plină iarnă, sute de familii din Timișoara îngheață de 3 zile în case din cauza unei afecțiuni la magistrala de termoficare la care sunt acordați. Moartea unuia dintre cei mai influenți membri ai comunității rome din Timișoara a marcat întreaga Timișoară, însă în mod diferit. În timp ce rudele jeleau, timișorenii au răbdat zeci de minute blocați în trafic. Binecunoscutul oracol care ne-a marcat copilăria poate deveni istorie. Câțiva elevi au lansat la Timișoara varianta digitală pe Facebook. Rămâneți cu Analog TV pentru informațiile despre vreme. Sunt Carolina Voin, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept din nou la știri la ora 20. Pe curând! Vremea va fi închisă cu cel mai mult noros și va ninge, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte vreme închisă, cu cel mai mult noros, local în Crișana va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector nordic, cu unele intensificări. Izolat se va produce polei. Minimele nopții vor fi de minus 2 grade Celsius la Șiria și 0 la Arad. Mâine vremea va fi rece cu cel mai mult noros, local se vor semna la ninsori. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Izolat va fi ceață și vor fi condiții de producere a poleiului. Temperaturile maxime vor fi de 3 grade Celsius la Arad și 0 la Șiria.
În Careș-Severin, la noapte, vremea va fi închisă, cerul mai mult noros, iar vântul va sufla de la slab la moderat din sector nordic. Izolat va fi polei. Minimele sunt de minus 1 grad Celsius în Caransebeș și în Oravița și 1 grad în Reșița și stațiunea Băile Herculane. Mâine o vreme rece cu cer noros și vânt moderat din sector vestic. Va fi ceață și se va produce polei. Maximele vor fi de 2 grade Celsius la Reșița și Oravița, 3 în Caransebeș și 5 în stațiunea Băile Herculane. În Timiș, la noapte, vreme închisă cu cer noros, pe arii extinse va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord cu unele intensificări. Izolat se va produce polei. Minimele sunt de minus 1 grad Celsius în Sân Nicolae Mare și 0 în Jimbolia, Lugoj și Timișoara. Mâine în Timiș o vreme rece cu cer mai mult noros și va ninge pe arii extinse. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Se va produce polei și va fi ceață. Maximele vor fi de 2 grade Celsius la Jimbolia și Sân Nicolae Mare și 3 în Timișoara și Lugoj. Pentru timișoreni, la noapte o vreme închisă cu cer noros și ninsori pe arii extinse. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector nordic cu intensificări locale. Izolat se va produce polei. Minima nopții va fi de 0 grade Celsius. Mâine în Timișoara vremea va fi rece cu cer mai mult noros și va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Izolat va fi ceață și vor fi condiții de producere a poleiului. Temperatura maximă va fi de 3 grade Celsius. Miercuri vremea va fi rece, dar se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros, izolat în prima parte a zilei, mai ales la munte, va ninge slab. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Izolat va fi ceață. Minimele sunt de minus 5 grade Celsius în județul Caraș-Severin și minus 4 în Arad și Timiș. Temperaturile maxime vor fi de 2 grade Celsius în județul Caraș-Severin și 3 în Timiș și Arad. Joi vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări în sudul Banatului, vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-est, minimele sunt de minus 6 grade Celsius în Caraș-Severin, minus 7 în Arad și minus 8 în Timiș, iar maximele sunt de 0 grade Celsius în Arad și Timiș și 3 în Caraș-Severin.